Sub genericul Bine ați venit la școală, Carrefour România a oferit în prima zi de școală rechizite și dulciuri elevilor care au trecut pentru prima dată pragul școlii. Reprezentanții Carrefour au fost prezenți în această dimineață la școala gimnazială numărul 6 Nicolae Titulescu, instituție de învățământ cu tradiție la Malul Mării, unde au oferit cadouri constând în rechizite și dulciuri elevilor din clasa 1-a. De altfel, în perioada 12-16 septembrie, echipele Carrefour vor vizita școlile din cele 18 orașe în care grupul franciză operează, oferând rechizite unui număr de 44.936 de elevi de clasa 1-a, prin operațiunea Ghiozdanul. În total vor fi vizitate 614 școli din mai multe orașe din țară, printre care și Constanța. Potrivit reprezentanților companiei, aceasta este o tradiție deja, fiind cea de-a 11-a ediție, un mod de a ura succes celor mai mici dintre elevi în primul an școlar din viață. Operațiunea Ghiozdanul face parte din strategia Carrefour de a se implica în viața socială, de a oferi copiilor șansa la o viață mai bună și acces continuu la educație.